Vă povesteam că am fost în satul copilăriei lui Dan Bălan, acolo unde i-au rămas bunei. Ne-am dorit și noi să-i cunoaștem, așa că am prins curaj și am bătut la poartă. Ne-a deschis bunica Alexandra, că de bunicul i-a adus cu treabă în capitală. Am depănat amintiri din copilăria lui Dan Bălan, pe care bunica le păstrează într-un album cu fotografii. Și am aflat și cine a fost prima dragoste a interpretului. Nici noi n-am știut, dar o zis că prima dragoste a lui a fost o dragoste așa copilărească. Păstrează suflet numele de sfânt. În toată vara plânge că să-l duc aici. Și o ducem la tabra pionerească și tocmai amuia spune că era o fetiță, Olguța, de aici din sat. Și zice, mi-amintesc un caz într-o seară când noi dansam, ne învârteam acolo copilărești cum dansam noi, dar aici de jos aruncau cu mere noi, că acolo era livadă. Bunei au 80 de ani și tare ar vrea strănepoți. Dan însă, la 33 ai săi, este încă burlac. Noi îl întrebam, dar el zice că eu vreau să mă căsătoresc, dar eu dacă lucrez și umblă încolo încoași tot timpul, zice că n-am timp așa să mă ocup cu... Câteodată spune că are câte o prietenă așa care îi place de dansa. Cum se simte Chișinău? În 2010, Dan a șocat publicul de Hramul Capitalei. Motivul? Prestația sa. După părerea unora, tare mai mirosea alcool. Țin minte și mă doare inima. Știți de ce? Băiet ca Dan, apă nu știu dacă mai sunt în ziua de azi. El nu fumează și nici nu bie. Aha, te voi iubi, amara mea. Doar de, eu știu, atunci cineva a vrut să-i facă rău, poate și eu dat de ceva narcoții, ori eu nu știu, dar el nu bie. Oriunde ai fi, eu te voi găsi. Ia că vine la noi și aduce, ne aduce coniac, ne aduce whisky și cu un păhăruț de 100 de grame și de o noapte întreagă, mă gustă din drăsul. Nu calcă des pragul casei buneilor. Programul lui nu-i prea permite vacanțe. Totuși nu-i uită. Dar de dănuț, de câte ori vine în afară de cadouri, ne dă și câte un plic. Ultima dată de ziua mea că a venit și ea, că ne-a dus orhideea asta. Pe pereții casei, bunica Alexandra a lipit câteva postere cu Dan și zice că tare sunt dragi cântecele lui. Dar el mi-am place întotdeauna și atunci îi plăci eu și cânt și de atunci și eu dragoste din te mănec în ochii tăi. Tot bun cântec. Ia ca dacă ar fi bărbatul meu, el v-ar cânta. Boris Ilic, el cântă tare bine. Dan se vede că s-a aruncat în sămânța lui.